Eu am vrut să plec de două ori. Am avut discuție cu Bașcanu și i-am zis după victoria de la Istanbul Sport că e momentul să mă opresc, că nu mai pot, practic nu mai pot, sunt stors, nu mai pot și capul meu e acasă, l-am petat în spital, aveam socrii amândoi care trebuiau să se opereze la momentul respectiv și nu, chiar soția nu mai putea duce, avea nevoie. S-adunaseră necazuri. Una după altă. Nu, așa a început de an, n-am avut viață. Eu internat în spital acolo vreo 7 zile. Dar tu ce ai avut? Eu am avut o bronhopneumonie puternică, corelată și cu coronavirus. Deci am avut coronavirus în România de sărbători. Da? N-am putut să ajung la meciul cu Hatay. Am făcut tratamentul aici, după care am ajuns acolo și în 5 zile m-au internat iară că am făcut complicații la plămâni. Și am stat 7 zile în spital. Adică am avut un an extraordinar de dificil, așa, și din punct de vedere al sănătății, și m-au stors, lucrurile astea m-au epuizat. Și mi-a fost destul de greu. Am avut discuția după meci cu Istanbul, n-au acceptat-o. Au zis nu, că ok, că du-te 2-3 zile acasă, liniștește-te și vină înapoi. Zic, domnule, cum să plec 2-3 zile, că noi peste 3 zile jucăm. Zic, nu pot să fac așa ceva, nu pot să las echipa. Jucătorii au venit la mine, după care la o săptămână am făcut egal acasă în ultimul minut cu Samsun Spor, o echipă destul de dificilă. Am câștigat la ei în tur și în retur, am condus 1-0 și am luat gol în minutul 90 și ceva. Ne-a egalat 1-1. Și după aceea am jucat cu Başakşehir acasă și am pierdut 2-0. La care au fost mai mulți de mulțumiți, mai ales un ziar de acolo care mi-a purtat sâmbetele așa de când m-am dus. Un site care nu-l citesc, cred că 15 oameni din Gaziantep, nu se uită nimeni, dar este un ziarist și rămâneam așa, un pic surprins, fiindcă presa din România citea, eu neintrând în direct, eu n-am mai intrat nicăieri, am evitat, și presa din România citea numai ce se scotea numai din context, numai ce scria acel jurnalist. Problemele au apărut și în momentul în care au vrut să-mi acorde pașaportul. Din momentul ăla parcă s-a întâmplat ceva, i-a deranjat. Exact. Au vrut să-mi dea cetățenie, m-am întâlnit cu președintele țării când a venit la Gaziantep, cu domnul Erdogan. A stat cu mine de vorbă 5 minute și i-a chemat pe autoritățile de acolo și a zis, faceți documentele, mâine dați-i pașaportul domnului Şumudic. Și, bine, întrebându-mă dacă îmi doresc. Și a zis, da, este o onoare pentru mine. Tu okay. Având câți ani în Turcia cu totul? 5 ani. 5 ani. Da. Și el e născut în Rize, ajunsesem la Rize, mă cunoștea de la Rize, este echipa unde... Fan, suporter? Adică... Nu. Să uite, e bolnav, e fan, toată lumea zice că e cu Fenerbahçe. Așa, din ce auzeam eu de la turcii care lucrau. Și astea, și ar fi jucat fotbal în tinerețe. Și toate problemele au început ușor, ușor. Când au văzut că vor să-mi dea pașaportul. Și atunci, la un moment dat, i-am spus Bașcanului, zic, după meciul cu Başakşehir... Dar de ce? Se supărau că vrei să iei cetățenie? Ar fi trebuit Nu știu, că... De ce nu avem nevoie? Că sunt nu știu câte licențe pro care așteaptă. Ei sunt foarte naționaliști. La ei, dacă antrenorii iau peste 5-6 mii de licențe pro acordate și care sunt 21 de echipe. Eram practic 3 ani, eram eu antrenor la Gaziantep străin, mai era ăsta Fernando Santos, fostul selecționer al Portugaliei, la Beşiktaş, care sunt praf, nu fac rezultate, au mari probleme și cu o echipă extraordinară. Kluivert îl dăduse afară de la Adana, deci eram 3 antrenori străini în toată liga.